Frați și surori, pentru a doua oară astăzi spun ca binecuvântat să fie Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Amin. Este adevărat că m-am lăudat. Și spuneam și fratelui Sorin și fratelui Iosif că este un frate păstor în România care îl iubesc și se întâmplă câteodată că îl ascult prin internet. Și în 15 minute îmi dă de lucru o săptămână. Și m-am tot rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, dă-mi și mie un dar, dă-mi și mie ceva. Nu să aduc ceva nou în fața fraților, dar să aduc ceva folositor. Să le dau și eu de muncă. Nu să meargă de la adunare ca și cum n-au fost. De aceea încă mă rog. Și cred că Dumnezeu e bogat și Dumnezeu poate să dea darul. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că dacă cumva să curățește, Domnul face val de cinci. Și mă rog lui Dumnezeu ca El să ne ajute să ne curățim. Ca în felul acesta să ne facă un vas de cinste. Amin? Apoi spunea fratele Sorin că în seara asta, dacă cuvântul lui Dumnezeu este spre mustrat, să știți că nu sunt de obicei cineva care tot apăs și tot arăt greșeala, dar aș vrea să vă spun ceva. Dacă cineva îți ține o morală sau te mustră, este că te iubește, nu? Și întrebă frați din partea aceasta, vi se întâmplă câteodată acasă să țineți morală? Vedeți că lucrurile nu merg așa cum ar trebui. Și vezi de acolo, acolo nu merge bine, acolo nu merge bine, acolo nu merge bine. Și odată e de vină nevastă, odată copil, odată niciodată. Nu? Și încep și ții morală și poate câteodată nici nu știi dacă ai dreptate. Dar vreau să vă spun, când cuvântul lui Dumnezeu ne mustră, El are dreptate. Pentru că e cuvântul lui Dumnezeu, nu e nostru. Eu pot să greșesc și evaluarea mea, și estimarea mea, și felul în care eu văd lucrurile, pot să greșesc. Și nu-i nu pretind că nu greșesc. Și l-am murit de astea de și și duminica trecută. Dar aș vrea să vă spun că și Dumnezeu nu greșește. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că eu mustru și pedepsesc pe acei pe care îi iubesc. Deci Dumnezeu când ne mustră și când ne atrage atenția, știți de ce o face? Pentru că ne iubește. Și ca introducere, măcar că timpul este scurt, vă aduceți aminte care am cântat, prima cântare care am cântat-o la început cu toată adunarea? Mai frumos nici îngerii nu cântă ca cei din Valea Plângerii. Și drept este că aici și acum suntem în Valea Plângerii. Dar dacă citiți în Apocalipsa 7, veți vedea că vine o zi când cei din Valea Plângerii nu vor mai fi aici. Vor fi în Împărăția lui Dumnezeu. Și vor fi o gloată mare. Deci spune că nu poate să o numere nimeni. Mă gândesc la oameni, Dumnezeu poate să o numere. Și noi nădăjduim că într-o zi noi cei din Valea Plângerii vom ajunge acolo în Împărăția lui Dumnezeu. Nu? Și mă rog lui Dumnezeu ca noi și familiile noastre toți să ajungem acolo. Amin? Frați și surori, aș vrea să continuăm învățătura din Cuvântul lui Dumnezeu în continuare la ceea ce s-a zis azi dimineață. Și aici azi dimineață vorbea fratele Iosif despre intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Știți, Domnul Iisus Hristos a fost la Ierusalim de mai multe ori. Dar nu știu dacă de câte ori a fost până atunci, a întâlnit sau a fost pentru acea lucrare pentru care a fost ultima dată. Și măcar că ucenicii îi spunea Domnul Iisus, Doamne, păi dacă este așa stau lucrurile și caută să te prindă preoții, păi nu te duci acolo. Și totuși Domnul Iisus Hristos, păi asta e lucrarea care trebuie să o fac. Și Domnul Iisus Hristos ne spune cuvântul, cum s-a vorbit azi dimineață, căci a intrat în Ierusalim. Ei, în Ierusalim, când a intrat Domnul Iisus Hristos, spunea fratele Sorin, erau mai multe categorii de oameni. Erau cel puțin două, dar erau și mai multe de două. Cel puțin două categorii care erau puse la rang înalt, să temeau de postul lor. Și am să vă spun de ce.
Pentru că Domnul Iisus Hristos era aclamat și ca lider religios, ca proroc și era aclamat și ca împărat peste Israel. Ca proroc și ca lider religios, știți cine era care își temeau locurile? Păi erau preoți. Când au văzut preoții ce făcea mulțimea, nu știu dacă în fața lor. Statisticile din urmă spune că în fața lor, când intrau ei în Ierusalim, mulțimea își așterneau hainele și zbierau și cântau și laudau pe Dumnezeu cum făcea când a intrat Domnul Iisus Hristos. Nu spune cuvântul niciodată. Dar despre Domnul Iisus Hristos așa spune. Că oamenii își așterneau haina pe jos, luau ramuri din palmier, luau flori, luau lucruri și puneau pe jos și spuneau binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Și ei îl aclamau pe Domnul Iisus Hristos în prima fază sau în prima parte ca lider religios. Nu știu dacă după preoți în vremea aceea oamenii umblau așa după ei cum umbla după Domnul Iisus Hristos. Nu știu dacă îl apreciau oamenii, poporul mă refer, pe preoți cum îl aprecia pe Domnul Iisus Hristos. Mă refer la cei care îl apreciau. Și aș vrea să vă mai spun ceva. Asta este partea spirituală. Îl mai aclamau oamenii pe Domnul Iisus Hristos ca împărat. Ca împărat. Și cine este mea locul acesta? Pe romani. Era acolo Pilat care își temea locul. Că dacă îl aclamau ca împărat, era și o revoltă și Pilat era trimis de acolo, de la locul lui. Dar aș vrea să intrăm, în timpul în care ne-au mai rămas, puțin în contextul în care Domnul Iisus Hristos a intrat în templu. Și ce vrea să zic această intrare în templu? Aș vrea să vă spun că în Ierusalim au fost construite două temple. Primul templu a fost templul lui Solomon, care a fost construit cu 950 de ani. În anul în jur la 950 sau în jurul anului 900, înainte de venirea Domnului Iisus Hristos. Templul acesta lui Solomon, peste care s-a cerut binecuvântarea, și aș vrea să citesc doar un verset, cum s-a rugat Solomon din rugăciunea lui pentru acest templu. Să vedeți de ce Domnul Iisus Hristos s-a simțit oarecum ofensat și insultat când a intrat în templu și a văzut ce a văzut. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu și vă invit să deschidem în 1 Împărați, capitolul 8 cu versetul 29. În rugăciunea lui Solomon am selecționat doar un verset care mi s-a părut foarte important. Se roagă Solomon și spune lui Dumnezeu: ochii tăi să fie zi și noapte deschiși asupra casei acestei, asupra locului despre care ai zis, acolo va fi numele meu. Ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul tău în locul acesta. Amin. Și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea lui Solomon. Dumnezeu s-a prezentat. Măcar că Dumnezeu i-a spus lui David: eu nu locuiesc în case făcute de mâini omenești. Locuința mea este în ceruri. Eu sunt așa de mare că cerurile cerurilor nu pot să mă cuprindă. Oare cum puteți voi să faceți o casă unde eu să locuiesc? Dar Dumnezeu totuși nu vreau să zic că face un compromis. Dumnezeu face o înțelegere și spune: o să locuiesc acolo. Prezența mea sau Duhul meu va fi și acolo, în locul acela, în templul acela. Templul acesta lui Solomon a fost distrus în anul 586 de Nebucadnețar după promisiunea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu le-a spus poporului Israel: veți fi pedepsiți și veți fi duși 70 de ani în robit. A venit Nebucadnețar cu armata, a distrus templul și după 70 de ani, prin dregătorul Ezra, acești oameni au reconstruit templul. Deci cu 516 ani înainte de venirea Domnului Iisus Hristos. Templul care l-au construit este același templu în care a intrat Domnul Iisus Hristos. Deci acest templu avea vechime 500 și ceva de ani. Dar în anul cam 20 înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, de aici spunea că templul l-a construit Irod cel Mare. Pentru că cam cu 20 de ani înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos,
Era acolo stăpânitor, erau cel mare și omul acesta știți ce a făcut? Oarecum l-a mărit templu. L-am făcut mai mare, l-a făcut mai frumos de cum l-au construit ei după ce au venit din robie. Și în condițiile acestea, Domnul Iisus Hristos a intrat în templu. Primul lucru aș vrea să menționăm. Aș vrea să menționez că Domnul Iisus Hristos recunoaște că prezența lui Dumnezeu exista în templul acela. Pentru că dacă Domnul Iisus Hristos nu recunoștea prezența lui Dumnezeu acolo, nu avea nicio treabă cu templu. Dar Domnul Iisus Hristos, atunci când a intrat în acest templu, a spus și a declarat clar. Este scris că casa Tatălui meu se va chema o casă de rugăciune și voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Acest lucru îl găsim în cartea prorocului Isaia, dacă nu greșesc. Domnul Iisus Hristos, de fapt, a citat un verset din cartea prorocului Isaia. Și vedem aici, în cartea prorocului Isaia, capitolul 5-6, cu versetul 7. Îi voi aduce la muntele meu cel sfânt și voi umple de veselie în casa mea de rugăciune. Arderile lor de tot și jertferile lor vor fi primite pe altarul meu, căci casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate poporele. Amin. Domnul Iisus Hristos a citat aceste cuvinte. A intrat Domnul Iisus Hristos în Ierusalim, nu știu dacă celelalte dăți oamenii aceștia au fost acolo. Într-o paranteză, permiteți-mi să spun ceva. Am citit într-un articol și cred că am mai spus aceasta aici. Am citit într-un articol că, de fapt, oamenii aceștia, vânzătorii aceștia erau victima expresiei care o folosim noi astăzi, erau oamenii care au făcut cel mai mare rău cu cele mai bune intenții. Oamenii aceștia își vindeau marfa, să spunea, cu vreo 4 sau 5 ani de zile în urmă, undeva la porțile intrării în Ierusalim. Cetatea Ierusalim, am spus lucrul acesta, pe vremea Domnului Iisus Hristos, era înconjurată cu ziduri. Și în mijlocul zidurilor, între ziduri, era în jur la 30.000 de oameni, locuiau acolo. Erau mai multe cartiere. Dar în vremea praznicului, când erau sărbători mari, cum era sărbătoria Paștelui sau alte sărbători, vineau din toate părțile oameni, veneau acolo și se spune că populația din jur era de 10 ori mai mare. În jur la 300.000. Și când este atâta turism, este și comerț. Și se spune despre oameni aceștia că, de fapt, ei înainte, cu câțiva ani, nu erau acolo în templu, erau undeva la porții în intrare în Ierusalim. Dar preoții, văzând că le scapă printre degete un anumit reveniu, i-au invitat și au spus, voi puteți să veniți aici, vă dăm niște mese, vă dăm niște locuri și în felul acesta ne plătiți și nouă ceva și nu ne scapă printre degete niște bani care ne-ar prinde bine. Ei, Domnul Iisus Hristos, când a intrat în acest templu și a văzut, probabil, în curtea templului acolo, pe oamenii aceștia încep să-mi imaginez ce se întâmplă acolo. Imaginați-vă într-o piață, că spune Domnul Iisus Hristos în altă parte, că în două evanghelii, dacă mi-aduc bine aminte, scrie despre aceasta. Într-una, în aceasta, spune că ați făcut din ea o peșteră de tâlhari și în altă parte spune ați făcut din casa tatălui meu o casă de negustorie, o piață, un fel de târg. Păi imaginați-vă și am încercat să-mi imaginez, când a intrat Domnul Iisus Hristos, unul își vindea oaia, altul mielul, altul umbla după porumbei, altul își dângănea banii. Și toate acestea le-a făcut în casa unde se prezenta Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dragii mei, și preoții, și oamenii aceștia au necinstit și au pângărit casa de rugăciune a lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos, îl găsim pe Domnul Iisus Hristos într-o stare în care nu mai vedem nicăieri în lucrarea Lui. Spune cuvântul lui Dumnezeu, a luat un bici și a făcut o bici, probabil din niște funii care își legau ea poate miei de acolo ca să-i vândă. Și spune, nu spune că i-a lovit pe oamenii aceia. Cum spune unii și inventează că i-a bătut, Domnul Iisus a fost violent și i-a bătut. Nu scrie cuvântul așa. Spune că le-a răsturnat mesele și a izgonit afară. I-a dat afară pe oamenii aceștia. Dar aș vrea să vă spun ceva. Când Domnul Iisus Hristos i-a dat afară, oamenii aceștia nu au spus nimic. Dar au avut de-a face cei care i-au invitat
cu cei care îi invitat acolo. Și oamenii aceștia, măcar că Domnul Iisus Hristos spune cuvântul lui Dumnezeu, căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbă, dar în ce? În putere. Și ce a făcut Domnul Iisus Hristos? A ieșit, a intrat în templu, cu autoritatea lui Dumnezeu i-a scos afară pe oamenii aceia, a spus cuvintele din cartea prorocului Isaia, capitolul 5-6, dar a mai făcut ceva. Domnul Iisus Hristos a fost călăuzit de putere. Și Domnul Iisus Hristos le-a dovedit acelor oameni, din vremea aceea liderilor religioși, că El nu vine numai cu vorbe și acuzații. El este călăuzit de puterea lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, niște ori, și știu că au venit la El, în templu, și El i-a vindecat. Oamenii aceștia știopșori, credeți că atunci a fost prima dată în templu? Ești acolo, cam acolo se învârteau. Și preoții îi vedeau de mult. Și preoții nu au putut să le facă nimic. Dar Domnul Iisus Hristos le-a dovedit puterea lui Dumnezeu și pe-i călăuzit de puterea lui Dumnezeu. Și prin minunea aceasta. Ei, fraților, timpul s-a scurs. Să scurge timpul și aș vrea să înțelegem un lucru. M-am întrebat de multe ori de ce în prezența lui Dumnezeu nu pot să fie oricum. Atunci, în cazul lor, pe vremea lor, pur și simplu casa de rugăciune. A intrat în casa de rugăciune cu lucruri cu care nu erau îngăduit. Și Domnul Iisus Hristos le-a dat o lecție lor atunci și ne dă o lecție și nouă astăzi. În prezența lui Dumnezeu nu poți să vii oricum. Nu poți să vii oricum. Și aș vrea să vă aduc două exemple din Vechiul Testament. Când Dumnezeu l-a întâlnit pe Moise în pustie, Moise avea vreo 80 de ani. Prima lui întâlnire cu Dumnezeu. Dumnezeu îi spune lui Moise niște lucruri și îi spune așa. Ia-ți încălțămintea din picioare. Căci locul pe care stai este sfânt. Și m-am întrebat adesea ori, Doamne, dar ce treabă ai avut cu sandalele lui Moise? Ce schimbare a fost între sandalele lui și picioarele lui goale? De ce ai cerut ca să-și încălțămintea din picioare? Parcă-l văd pe Moise, plecându-se și poate măcar că picioarele erau împunse de spine din pustie. Și tăiate de piatrele din pustie. S-a descălțat. Și a stat înaintea lui Dumnezeu. Așa cum i-a cerut Dumnezeu. Așa cum i-a cerut Dumnezeu. Apoi un alt om, aș vrea să-l aduc înaintea dumneavoastră. Atunci când Iacob a fugit de fratele său Esau, pune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat s-a făcut întuneric și și-a luat o piatră și-a pus-o de căpătâri și-a adormit. Și-a văzut acolo, a avut un vis sau o vedenie și-a văzut pe îngerii lui Dumnezeu și scara cerului care se coborau și urcau. Și s-a trezit Iacob din somn. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, puteți să citiți în cartea lui Genesa, n-avem timp acum. Și-a spus că l-a umplut frica. Și-a spus el așa, aici este casa lui Dumnezeu. Aici este partea cerului. Și eu n-am știut. N-am știut. Cu alte cuvinte, aici este prezența lui Dumnezeu și a dat locului acelui numele Betel. Casa lui Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea să trag un semnal de alarmă în seara aceasta. N-aș vrea să fac nici morală și n-aș vrea să vorbesc împotriva nimănui. Vreau să-mi fac datoria ca să plac lui Dumnezeu, nu oamenilor. Dacă Dumnezeu a tras semnale de alarmă că în prezența Lui nu să vine oricum, aș vrea ca în veacul 21 pentru noi să fie o învățătură de minte. Să băgăm de seamă cum venim în casa lui Dumnezeu. Să băgăm de seamă felul în care venim în casa lui Dumnezeu. Pentru că venim în prezența lui Dumnezeu. Și aș vrea nu să-L întreb. Pentru că știm bine, atunci când casa aceasta am consacrat pentru rugăciune,
ne-a rugat pentru ea și am spus, Doamne, fă din ea locul tău de pucosire. Și aici unul de pucosire. Și trebuie asta. Că de multe ori Dumnezeu s-a coborât. Și de cele mai multe ori și ne-a ascultat rugăciunea. Mi-aduc aminte într-o zi. Când a venit cu câțiva ani în urmă, poate 3, 4, 5 ani, când cântam lângă fanfară, am venit într-o seară la adunare și am văzut ceva care personal m-a mâniat. Era cineva, nu era de la noi din adunare, venise și era aici, în lume. Și era acolo pe ultima bancă din spate. Stătea așezat pe ultima bancă și cu picioarele ridicate pe spătarul unde stă fratele Lucian. Am rămas surprins și nici la restaurantul cel mai simplu nu ai o astfel de atitudine. M-am dus la el și i-am spus, auzi, vreau să știu dacă ești conștient că ești în casa lui Dumnezeu. Și-a spus, da. Și-am zis, vreau să știu, să-mi spui și mie, să-mi explici. De ce ai atitudinea asta? Era surprins și o zis, care? Până la urmă am înțeles și spunea, unde mă duc eu la adunare, la biserică, să primi. Aș vrea să vă spun ceva, frate și surori. Dumnezeu îi spunea lui Moise, ia-ți încălțămintea din picioare. Că locul pe care ți-o joci este un loc sfânt. Locul acesta nu este sfânt. Pentru că pereții sunt sfinți. Pentru că cu ajutorul lui Dumnezeu poate în curând toți pereții ăștia se vor duce jos și vom construi ceva mai mare. Pentru slava lui Dumnezeu, nu pentru noi. Dar aș vrea să vă spun, acolo unde se prezintă Dumnezeu, în puterea Lui, locul acela este sfânt din cauza prezenței lui Dumnezeu. Și m-am întrebat de ce Dumnezeu i-a pretins lui Moise să-și ia încălțămintea din picioare? Am ajuns la o concluzie. Nu știu dacă este și concluzia dumneavoastră. Dumnezeu a vrut să stabilească cu Moise un lucru de la început. Așa cum spune în Psalmul 50, dacă nu greșesc, îi spune Dumnezeu psalmistului, ai crezut că eu sunt atent. Dumnezeu vrea să-i spună lui Moise, de la început să pună niște bariere, să-i spună, eu sunt sfânt, sfânt, sfânt. Și înaintea mea trebuie să vii așa cum eu spun ca să vii. Nu să vine oricum. Aș vrea, frați și surori, atunci când venim în casa Domnului, să venim după voia lui Dumnezeu. Din toate punctele de vedere. Și aș vrea să vă mai spun ceva, măcar că timpul înaintat, dar aș vrea să vă mai spun ceva. Aș fi vrut să vorbesc de al doilea templu. De templu, trupurile noastre care sunt templul Duhului Sfânt. Dar nu mai este timp. Dar vreau să vă aduc aminte de ceva. Când Domnul Iisus Hristos intră într-un templu, intră într-o inimă, în cartea Apocalipsei spune cuvântul lui Dumnezeu, iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, și deschide ușa. Voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Dar aș vrea să vă mai spun ceva. Când Domnul Iisus Hristos a intrat în templu, înainte ca să-și facă, să-și împlinească toată lucrarea, să moară pentru noi, să învieze pentru noi, el a curățit templul lui Dumnezeu și a făcut lucrarea până la cap. El când intră în templele noastre, în inimii noastre, în trupurile acestei muritoare, și ce face Domnul Iisus Hristos? Intră la curățenie. Intră la curățenie și face curățenie. Ar vrea să vă spun ceva. Să-mi spun și mie. Să nu fim ca preoții de pe vremea aceea să ne opunem curățeniei care Domnul Iisus Hristos vrea să o facă. Să fim dintre aceia care acceptăm curățenie. Pentru că dacă vom face lucrul acesta, într-o zi, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că vom cânta o cântare pe Marea de Cristal, care nici îngerii nu cunosc. Și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne călăuzească și noi și familiile noastre într-o zi să ajungem acolo. Amin. Bine cuvântat să fie Domnul. Doresc să ne ridicăm toți în picioare și să încheiem părtășeam asta printre rugăciune frumoasă.
încredințându-ne pe noi și copiii noștri în brațul Domnului. Să rugăm cu toții.